Bună ziua, bine ați venit! Astăzi vreau să ne uităm la o pereche de căști nemțești, Beyer Dynamics MMX300. Compania Beyer Dynamics, spre deosebire de alte firme care produc electronice în ziua de azi și care externalizează producția complet în China, Thailanda, Corea, etc., compania Beyer Dynamics are propria lor fabrică și își fabrică în propriile produse în Germania, deci asta e un produs made in Germany, cu garanție 5 ani de zile. Asta chiar e ceva deosebit, mai ales că vorbim de niște căști, care sunt niște produse extrem de supuse la uzură, iar faptul că această companie are încredere că produsul lor, după 5 ani de zile de folosit în fiecare zi, va reuși să fie încă funcționabil, spune ceva despre calitatea acestor căști. Înăuntru sunt căștile, evident, într-o geantă care este foarte mare, deci nici vorba că aceste căști le cari într-un rucsăcel, nu niște căști foarte portabile au ele însele rucsăcelul lor. Aici este manualul. Căștile, acum recunosc că le-am mai desfăcut înainte, nu e cu prima oară când le desfac, dar singura diferență e că atunci firul ăsta era prins într-un plastic transparent, în rest arătau exact așa cum le vedeți aici. Și iată căștile. E suficient să le ții un pic în mână ca să-ți dai seama că ai un produs zdravă, niște căști de calitate. Designul, după cum se vede, este unul cu accentul pus pe practicalitate. Astea nu sunt căști din acelea fancy, făcute să arate bine, să fie frumoase, să le porți în oraș. Astea sunt niște căști cu care să faci treaba, rezistente și confortabile. Poți să le ții pe cap o zi întreagă și nu se deranjeze. Tija asta de extensie metalică reușește să fie suficient de strânsă încât să nu-ți cadă căștile de pe cap, dar totuși în combinație cu buretele moale, căștile astea reușesc să fie confortabile. La asta ajută și faptul că galena este de mari dimensiuni și ți acoperă complet urechea, deci în niciun punct această margine nu-ți atinge urechea. Urechea este undeva înăuntru, complet. Buretele acesta este detașabil, poți oricând să-l dai jos, să-l speli și de fapt poți să-l și le și înlocuiești. Compania Beyer Dynamics vinde asemenea accesorii, la fel și acest material de vinilin care protejează capul de tija de oțel în care eventual îți poți prinde părul sau care poate deveni destul de neplăcută la atingere după o vreme, iar acest material te protejează. Se pot extinde destul de greu, iar asta e un lucru bun, pentru că odată ce ai fixat căștile într-o anumită poziție, acolo rămân. Nu o să ți se plimbe și nu o să-ți facă probleme cu fixarea în poziția care e cea mai bună pentru tine, în funcție de mărimea capului tău, evident. Cablul are 2,5 metri. Se termină cu cele două jack-uri, din care jack-ul de căști are acest adaptor pentru jack mare, care e foarte practic pentru dacă le folosești la un pupitru profesional sau și la un amplituner. Jack-urile sunt marcate cu iconițe, cască, microfon și au și codurile de culoare verde, roz. Deci pentru zona cască de 300 de euro, sigur, cu 300 de euro poți să-ți cumperi ceva de genul ăsta. De fapt, chiar un pic mai mult de 300 de euro, care sunt frumoase, drăguțe, sau poți să-ți cumperi aceste căști serioase. Astea sunt niște căști care au un sunet echilibrat. Deci nu există acel accent pus pe bași pe care le vezi la multe căști comerciale din ziua de azi. Sigur, asta e o chestiune de preferință, de-aia în momentul în care se pune problema ca eu să-i explic care e sunetul acestor căști, îmi vine destul de greu, fiindcă e o chestiune foarte subiectivă. Ce îmi place mie, nu le place altora. Ce pot să spun este că aceste căști sunt echilibrate, au un sunet echilibrat, deci nu există accentul pe bași și caută să redea în mod uniform toate frecvențele. Iar microfonul, cum spuneam, foarte sensibil, reușește să capteze oricât de încet ai vorbi și să nu capteze sunetele pe care nu le vrei înregistrate. În concluzie, Beyer Dynamics MMX300 sunt niște căști solide,
confortabile și cu un sunet de calitate, cu un microfon profesional foarte sensibil, pe care le recomand oricui vrea niște căști pentru monitorizare sunet sau pentru audiție de înaltă fidelitate, sau pentru cine vrea un combo cască și microfon. Chiar e greu de găsit un combo cască-microfon care să aibă și microfon de calitate. De obicei, microfoanele care vin puse la căști sunt destul de slabe, nu e cazul cu aceste căști. Și aici închei prezentarea mea pentru căștile Beyerdynamic MX300. Vă spun la revedere și să auzim de bine!